Bună seara! Doar un sfert din populația țării are încredere în justiție, arată datele barometrului de opinie publică de la începutul lunii noiembrie. Doi din trei moldoveni nu au încredere în justiția moldovenească, dintre care unul nu crede deloc în actul justiției din țară. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Despre justiție și reformarea acesteia discutăm astăzi în dezbaterile electorale de la Publica TV cu candidații la funcția de deputat din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, domnul Mihai Godea. Bună seara. Partidul Liberal, Victor Popa. Bună seara. Și Partidul Democrat din Moldova, Aurel Băieșu. Bună seara. Domnilor, bine ați venit la Publica TV. Dezbaterile din cadrul acestei campanii electorale la Publica TV sunt strict cronometrate, de aceea vă rog să respectați termenii și criteriile care vor fi puse pe post. Pentru început, aș vrea ca în două minute să vă prezentați platforma electorală, punând accentul pe reformarea justiției. Ce facem cu acest domeniu, ținând cont că barometrul arată că moldovenii au foarte puțină încredere în actul justiției din țară. Domnule Godea, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună seara. Într-adevăr, parcă avem justiție, dar de fapt nu este. Cetățenii percep că exactitatea starea justiției din Republica Moldova. Partidul Liberal Democrat vine în această campanie cu un program foarte clar și necesar. Moldova fără sărăcie, iar asanarea situației din justiție este parte integrantă a angajamentului nostru de luptă cu sărăcie. Pentru că nu avem, din păcate, o justiție care să facă dreptate. Avem o justiție care se reformează timp de 20 de ani la rând, dar de fapt nu a ajuns să se încheie această reformă interminabilă în justiție. Ceea ce propune Partidul Liberal Democrat este, în primul rând, să facem și reforme, dar să schimbăm și oameni. Prima lege pe care o să o promovăm în viitorul Parlament va fi retragerea imunității judecătorilor. Lucru recomandat cu insistență, de altfel, de Consiliul Europei, pentru că imunitatea judecătorilor, în opinia noastră, este un anacronism care trebuie înlăturat. În plus, urmează, noi am început reforma, a fost reformată executarea judecătorească, s-au operat anumite reforme în avocatură, dar trebuie să continuăm. În primul rând, trebuie modificat și s-au reformat și Consiliul Superior al Magistraturii prin crearea Camerei Procurorilor și a acordării statutului de magistrat procurorilor, pentru că așa este în lumea civilizată și trebuie să acordăm legislația națională și la rigorile europene și a lumii civilizate. Și acest lucru se va putea face prin demilitarizarea procuraturii și acordarea statutului de magistrat procurorilor. De asemenea, trebuie să facem regulă și în procedura de repartizare a dosarelor și multe alte lucruri care ne propunem și mult, le vom realiza. Domnule Godea, domnule Popa, aveți cuvântul. Eu aș vrea să încep discursul meu cu o mică citată din Biblie în care se zice că a încălzorit sub soare și am văzut că adeseori la locul de judecată se află fără de legea și în locul dreptății se află nedreptatea. Iată că printre acei care se înscriu în sintagma adeseori la locul de judecată ne înscriem și noi, Republica Moldova, pentru că se cunoaște că procesele astea în judecată le câștigă nu cei care au dreptate, ci cei care au mai mulți bani. Faptul că justiția la noi este coruptă și neeficientă vorbește nu numai sondajul de opinie care l-a făcut barometru, dar chiar și faptul că toate procesele la CEDO au fost pierdute de Republica Moldova, dintre care suma pe care trebuie să o achităm din bugetul de stat se ridică peste 30 de milioane de euro. Iată că Partidul Liberal are o programă clară, bine definită în acest sens și noi propunem pentru nu jumătăți de măsură, ci pentru ca să efectueze reforma sistemului jurisdicțional trebuie efectuată reforma constituțională, care va prevede reorganizarea sistemului judecătoresc, reorganizarea procuraturii, reorganizarea curții constituționale,
reorganizare inclusiv și a Curții de Conturi și a altor organe care sunt responsabile de ordinea publică și eu o să zic inclusiv și Ministerul Afacerilor Interne, pentru că se știe că poliția rutieră, de exemplu, este coruptă până în măduva oaselor. Deci, zic încă o dată, deci reformă, nu prin jumătăți de măsură, pentru că deja s-a demonstrat încercarea Parlamentului de a lichida judecătoriile economice. Mulțumesc. Și s-a terminat. Revenim imediat, domnule Popa, domnule Băieșu, poziția Partidului Democrat. Da, vă mulțumesc. Integrarea europeană spre care tindem noi presupune în primul rând ajustarea legislației noastre la acquis-ul comunitar și la acest capitol un rol deosebit de important este și legislația în domeniul justiției, administrării actului de justiție. Noi avem încă multe de făcut în acest sens, deoarece avem restanțe substanțiale la acest capitol față de angajamentele noastre luate în fața partenerilor internaționali de dezvoltare, în fața Consiliului Europei. Într-adevăr, din anul 1997, de când Republica Moldova a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului, noi am devenit lideri la capitolul dosare pe rol la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astăzi avem mai mult de 400 de dosare. Deja în circa 140 de dosare au fost pronunțate condamnări contra Republicii Moldova și au fost plătite din bugetul public, din contribuțiile tuturor cetățenilor la acest buget, sume fabuloase pentru a acorda satisfacție echitabilă celor care au păgubit din cauza hotărârilor judecătorești nelegitime. Partidul Democrat pledează pentru eficientizarea legislației în acest domeniu, deci noi deja avem prevederi legale în ceea ce privește atragerea la răspundere a judecătorilor care în mod intenționat au emis hotărâri judecătorești care au dus la încălcarea drepturilor omului și în rezultatul cărora Republica Moldova a fost condamnată. Însă, cu părere de rău, aceste prevederi nu se aplică. Noi vom pleda pentru aplicarea acestor prevederi în vederea pedepsirii judecătorilor care au adus la aceste nelegiuiri. Vă mulțumesc foarte mult! Urmează o întrebare pe care o voi adresa fiecăruia dintre dumneavoastră. Aveți 2 minute pentru a răspunde. Începem cu domnul Godea. În platforma electorală a Partidului Liberal Democrat se scrie că prima lege pe care o va propune guvernul PLDM va viza anularea imunității pentru toți deputații și judecători. Domnule Godea, haideți să ne referim la judecători. Cum vedeți dumneavoastră această lege și are acum Partidul Liberal Democrat o schiță a acestei legi? Ce prevede ea? Nu este o lege sau un text foarte complicat privind scoaterea imunității judecătorilor, dar și a deputaților, că până la urmă imunitatea, ziceam, este un anacronism. Este un anacronism moștenit. Consiliul Europei de mai multă vreme, de mai mulți ani, recomandă cu insistență scoaterea imunității judecătorilor, pentru că în spatele acestor imunității se simt absolut intangibili. Asta probabil îi motivează să dea în continuare încheieri judecătorești ilegale, asta îi motivează în continuare să nedreptățească și să nu urmeze legile în tot ce fac și nu cred că trebuie să existe un motiv în plus sau o barieră în plus pentru inclusiv pentru tagma judecătorească. Este adevărat, primul proiect de lege pe care o să-l propunem în Parlament va fi retragerea acestei imunități, iar judecătorilor nu le rămâne decât să urmeze legea în tot ceea ce fac. Într-un an și jumătate de când sunt deputat, am avut întâlniri multiple cu cetățenii și vreau să vă zic, la fiecare întâlnire, o situație sau două, un cetățean sau doi sau trei, întotdeauna se apropiau hotărâri judecătorești irevocabile. Sau, mă rog, care erau vădit ilegal.
și care în condiții normale nu îți poți imagina că ele puteau fi pronunțate. Dar iată că în Republica Moldova este posibil. Și în plus sunt și alte lucruri care urmează a fi promovate. Deci în prima ședință a Parlamentului, cred că nu cea de inaugurare, dar în prima ședință de lucru ordinară vom veni cu acest proiect de lege pentru ca judecătorii să rămână fără imunitate. Vă mulțumesc mult! Întrebare pentru domnul Popa. În angajamentul electoral al partidului vorbiți despre elaborarea și adoptarea unei noi Constituții. Aici v-ați referit, domnule Popa, la mai multe modificări, organizări în ceea ce privește structura diferitor instituții de stat, reformarea acestora. Judecând după ceea ce scrie în angajament, după ceea ce a spus noastră, vreau să vă întreb, de câți ani este nevoie pentru ca să duceți la sfârșit aceste reforme, pentru că știm cum lucrează Parlamentul, inclusiv dacă ne referim aici la adoptarea unei noi Constituții, avem nevoie de cel puțin un an. De câți ani are nevoie Partidul Liberal să ducă la sfârșit aceste reforme? Deci, eu vreau să vă spun că reforma constituțională, de fapt, la inițiativa președintelui Mihai Ghimpu, a fost inițiată încă la sfârșitul anului 2000, decembrie, când a fost creată o comisie constituțională și la care a fost creat și un grup de lucru care, de fapt, proiectul Constituției este pregătit și așteaptă ca să fie examinat. Noi considerăm că cea mai eficientă formă este totuși adoptarea unei noi Constituții și dumneavoastră degeaba ziceți că trebuie un an de zile, pentru că proiectul deja, deci dacă va exista voință politică, trebuie să fie supus examinării, el este pregătit, dar eu încă o dată accentuez, pentru că se vorbește deja de foarte mulți ani de reformele care trebuie să fie efectuate în justiție, da? Dar nimic nu se face. A fost o încercare în Parlament să lichideze judecătoriile economice și știți cu ce s-a terminat. Deci s-au găsit și din partea PD-ului și inclusiv și AMN-ului care a votat împotrivă și a ieșuat. Dacă se va adopta o Constituție în care vor fi puse alte principii în care, în baza căror se va reorganiza aceste instituții judecătorești, atunci reforma se va face, deci, foarte rapid. Poate într-un an de zile, poate în 2 ani de zile, noi vom pune punct la reforma sistemului judecătorești, inclusiv având și o Constituție nouă, care va înlocui Constituția veche, care are o multitudine de lacune. Noi am numărat cam vreo 70 de lacune, găuri, care mai devreme sau mai târziu vor deflagra, cum a deflagrat și articolul 78 în Constituție, care ne-a adus în 4 scrutine electorale. Vă mulțumesc. Și întrebare pentru domnul Băieșu. Domnule Băieșu, în manifestul electoral al Partidului Democrat este scris la capitolul justiție imposibilitatea de a obține dreptatea în primul rând în organele de justiție ale Republicii Moldova este cea mai mare dezamăgire a acestui an de guvernare al Alianței pentru Integrarea Europeană. Vreau să vă întreb cum să înțelegem această propoziție. Este un raport din partea unui observator sau este puțină cenușă pe crește, pentru că Partidul Democrat face parte din această alianță pentru integrare europeană? Deci este vorba despre o percepție. Așa simțim noi că populația percepe activitatea justiției în Republica Moldova. Cu părere de rău, în această perioadă, un an și ceva de guvernare, nu s-au reușit încă, cu părere de rău, reforme importante în acest domeniu, astfel încât situația să fie redresată în mod substanțial. Deci continuă sentințele Curții Europene a Drepturilor Omului, cetățenii cu adevărat nu au încredere în instanțele naționale. Pentru noi, pentru cetățenii Republicii Moldova, ultima instanță națională este Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deci toți nu mai au nicio încredere în justiția din Republica Moldova și consideră că dreptatea poate fi găsită numai la Strasbourg. Într-adevăr, au fost făcute deja anumite eforturi, au fost întreprinse anumite măsuri, au fost adoptate legi noi, reformate legi existente,
Au fost făcute lucruri importante în domeniul reformării instituției avocaturii, în domeniul executorilor, sistemul de executare a hotărârilor judecătorești, am în vedere legea cu privire la judecătorii, executorii judecătorești privați. De asemenea, a fost făcută încercare de reformare a sistemului judecătoriilor specializate. Cu părere de rău, a ieșuat, dar percepția populației este că încă justiția în Republica Moldova nu este o justiție echitabilă. În justiție domină corupția și cetățenii Republicii Moldova și în continuare nu au nicio încredere în această instituție. Este evident că în această perioadă destul de scurtă nu s-a reușit, este firesc acest lucru. Vă mulțumesc lucru, foarte mult, imediat revenim. Doamnelor și domnilor, revenim în studio și aflăm când moldovenii vor avea încredere în actul de justiție din țară, imediat după pauza de publicitate. Am revenit în studio. Domnilor, aveți timp acum ca să vă adresați unul altuia întrebări. Întrebarea și argumentele nu trebuie să depășească 60 de secunde. Răspunsul 120 de secunde sau echivalent 2 minute. Și reveniți după aceea la un comentariu care iarăși nu trebuie să depășească 1 minut. Domnule Godea, pentru cine este întrebarea dumneavoastră? Nu am întrebări. Nu aveți întrebări. Timpul nu puteți să-l folosiți după aia. Deci nu pot să fac un comentariu, deci. Deci îl faceți comentariu în baza ceea ce discutăm aici. Am spus, dacă ar fi fost cel puțin oponenții politici, puteți să aflați multe și de la cei cu care ați făcut alianță. Nu, bun. Anul ăsta a fost într-adevăr un efort conjugat pentru reformarea justiției. Justiția, din păcate, crezul nostru a Partidului Liberal-Democrat este unul foarte, foarte clar. Dacă justiție nu e, nimic nu e. Pentru că dacă nu există o justiție funcțională care să facă dreptate, nu o să avem nici investiții, nimeni nu vine cu banul în țara asta dacă știe că nu-și poate apăra investiția sau proprietatea în justiție. Dar acest lucru s-a văzut. Lichidarea instanțelor specializate venea exact în aceeași cheie. Pentru că, mai ales, nu ne referim la jucătorii militare, deci alea toți sunt specializate, dar nu mă refer la instanțele economice. Deci acestea au devenit o carte de vizită a corupției moldovenești. Sunt niște case de licitații care conțin scheme de îmbogățire rapidă. De aceea am și propus lichidarea acestor instanțe și nu am renunțat la acest gând. Imediat după alegeri vom veni în Parlament cu un proiect similar. Dacă dumneavoastră ați avut întrebare, am să-l rog pe domnul Băieșu să comenteze aceste afirmații spuse de domnul Godea referitor la prezența acestor judecătorii economice. Ce spuneți, domnule Băieșu? Partidul Democrat susține această idee? Eu personal și majoritatea deputaților din fracțiunea Partidului Democrat au votat pentru adoptarea acestei legi de modificare a sistemului judecătoresc în sensul lichidării judecătorilor specializate și a celor economice și a celor militare. Dar ce aș vrea să spun eu la acest capitol? Eu personal am votat pentru adoptarea acestei legi din următoarele considerente. În viziunea mea, existența acestor judecătorii nu este justificată, deoarece în majoritatea țărilor judecătoriile specializate sunt în funcție de ramuri. Deci ne amintim că sunt cele trei mari ramuri de drept, drept civil, drept penal și drept administrativ. Și existența judecătorilor economice care, de fapt, soluționează aceleași litigii cu caracter de drept civil, nu este justificată. Deci un judecător dintr-o judecătorie de drept comun foarte ușor poate soluționa un litigiu cu caracter economic. Deci acum specializarea se face în funcție nu de obiect, ci de subiect. Adică judecătorie militare deci examinează cauzele cu participarea militarilor, însă sunt cauze de drept penal.
Iată, din aceste considerente am votat pentru lichidarea acestor judecătorii specializate, cu condiția că, în caz de necesitate, în cadrul judecătoriilor de drept comun, vor fi create secții sau colegii specializate care vor soluționa litigii cu caracter deci, comercial, familial, de drept al muncii și așa mai departe. În ceea ce privește lichidarea judecătorii economice ca modalitate de combatere a corupției, eu cred că nu este cea mai potrivită cale, deoarece s-a ales calea conform proverbului că cea mai bună, cel mai bun remediu contra mătreții este ghiliotina. Deci eu cred că în alte instanțe judecătorești corupția la fel este foarte înaltă. Domnule Godea, ce aveți să spune? Există astăzi un partener în persoana Partidului Democrat pentru a scoate judecătorile economice din țară? Domnul Dogaru, lichidarea judecătorilor economice nu este un moft a Partidului Liberal Democrat, este o necesitate. Pentru că, exact cum spunea și interlocutorul, eu dacă am o problemă cu domnul Popa, merg în instanța de drept comun. Dacă este aceeași problemă între două SRL-uri, care una se află în proprietatea mea și una a domnului Popa, mergem deja în instanța economică. Deci mare, mare deosebire nu este. Instanțele economice și-au făcut o faimă tristă în Republica Moldova prin legiferarea acțiunilor de preluare raider, prin preluarea abuzivă a proprietăților și afacerilor și așa mai departe. Pe lângă faptul că ele nu își găsesc justificarea în sistemul nostru judecătoresc, trebuie trimis și un semnal pentru acei mulți care au avut de suferit în perioada guvernării comuniste, care și-au pierdut proprietățile, care și-au pierdut afacerile, care și-au pierdut casele și așa mai departe. Deci, eu sunt absolut sigur că în viitorul Parlament vom avea o majoritate sau vom întruni o majoritate confortabilă în vederea promovării acestui proiect de lege. Vă mulțumesc. Domnule Popa, un comentariu și întrebare pentru cineva din studio. Comentariu. Eu sunt de acord cu ideea, pentru că, cum a spus domnul Godea, că, într-adevăr, astăzi în Republica Moldova, judecătorii economici sunt cartea de vizită a corupției și aici are perfect. Din punctul ăsta de vedere, bineînțeles că, cum a zis domnul Băieșu, ghiliotină, pentru că altă remediu nu este. Pe de altă parte, vreau să vă spun, totuși, specializarea judecătoriilor, deci dacă o studia deci practica internațională, o să vedem, inclusiv și în Franța, și alte, că există judecătorii comerciale, există judecătorii financiare, în care se judecă de la pierdere de fonduri, taxe, impozite, pentru că trebuiește cunoștințe speciale. Judecătorii pentru minori, judecătorii pentru litigiile de muncă, există judecătorii administrative, astea sunt judecătorii specializate, pentru că un judecător de drept comun nu poate acumula atâtea cunoștințe ca să fie un profesional de așa nivel ca în toate domeniile. Nu îmi trebuie activitate și claritate. Și întrebarea noastră pentru cine? Poftim? Întrebarea dumneavoastră pentru cine este acum? Păi, întrebarea mea, bine, haideți, eu totuși da, vă rog pe scurt, pentru că depășim orice limite ale acestui joc electoral. Pe domnul Godea, totuși vreau să revin la întrebarea pe care i-ați dat-o dumneavoastră, ca să facem o precizare. Pentru că aș vrea să știu, totuși, poziția. Cum considerați dumneavoastră că lichidarea imunității deputaților, judecătorilor, va diminua într-un fel corupția. Trebuie să înțelegem că corupția pornește din Parlament sau corupția în sistemul judecătoresc nu va afecta independența judecătorilor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Popa, ați depășit deja. O să aveți doar 30 de secunde pentru comentariu după răspunsul domnului Godea. Domnul Popa, dacă luăm deputați, este o absurditate ca cel care este ales să aibă mai multe drepturi decât cei care îl aleg. Deputatul acum poate să-și permită orice. Absolut orice nu este atins în perioada mandatului, nimeni nu poate să-i facă nimic. Imunitatea a fost înțeleasă greșit în Republica Moldova. Ea a fost într-atât deformată că a devenit o pavăză și un scut pentru fără de lege. Deputatul trebuie să aibă imunitate pentru ceea ce vorbește și pentru ceea ce votează. Punct. La propoziții. Mai mult, imunitatea nu trebuie să se răsfrângă asupra activității sau nu trebuie să atingă alt gen de activitate a deputaților. La noi ce se întâmplă?
Deci poate să facă ilegalități, poate să și omoare, poate să provoace leziuni corporale grave unui cetățean, dacă este deputat, nu este tras la răspundere în perioada mandatului. Și nu este bine, și nu este normal. Pentru că deputatul, în primul rând, este cetățean al Republicii Moldova. El reprezintă un grup de cetățeni care îl aleg în calitate de deputat și trebuie să fie primul în respectarea legislației și trebuie să fie primul care să ofere anumite modele, dacă vreți. În cazul în care deputatul se ascunde sau există posibilitatea de a se ascunde în spatele imunității parlamentare, se întâmplă lucruri urâte. Noi nu trebuie să ne ascundem după deget. Și să spunem foarte clar, unii chiar caută această imunitate parlamentară. Și o găsesc. Și toată lumea știe foarte bine, și noi deja în studio și cei de acasă, cum unii găsesc această imunitate parlamentară. Și pentru 4 ani stau bine mersi și nu-i atinge nimeni. Iar când își încheie mandatul, mai caut alte soluții. Și mai obțin un mandat de 4 ani și iar stau sub imunitate parlamentară. Din acest considerent am zis că trebuie să scoatem imunitatea de deputat. Așa cum este în lumea civilizată. Domnule Popa, 30 de secunde pentru comentarii. Aici noi am discutat și vom discuta în continuare. Eu, ca doctor în drept constituțional, am obiecții la acestea, dar eu vreau să vă spun că nu este calea aceasta. Deci scoțând imunitatea judecător nu înseamnă că va dispărea corupția. Este altceva. Iată, Partidul Liberal, noi ne propunem, deci, să venim cu un nou proiect de lege privind prevenirea și combaterea corupției în locul celor care este astăzi ineficient, pentru că nu conține corupția partidelor politice, nu conține corupția electorală, nu conține prevenirea legalizărilor veniturilor obținute în rezultatul corupției. Domnule Băieșu, pentru cine este întrebarea dumneavoastră? Aș vrea să adresez o întrebare domnului Victor Popa. Dumneavoastră, la capitolul reformarea justiției, ați spus că una din soluțiile principale ar fi adoptarea unei noi Constituții care ar reforma cardinal sistemul judecătoresc. Și v-ați referit la proiectul de Constituție care a fost deja elaborat. Știu și eu că așa este, am participat și eu, am fost membru a Comisiei pentru Reforma Constituțională. Întrebarea poate nu ține tocmai de domeniul reformării justiției, dar este o întrebare destul de sensibilă și importantă. Dumneavoastră a spus că proiectul este practic gata, stă pe raft și așteaptă să fie adoptat de către Parlament. Examinat de către Parlament. Considerați oare că în decurs de câteva zile se poate face un proiect de Constituție într-adevăr bun, care poate fi examinat și adoptat deja în Parlament? Mulțumesc. Păi de ce în câteva zile? Deci la proiect de Constituție... În câteva luni, am spus. Zile. Luni de zile, pardon. Bine, fie și luni. Deci, ba da, se poate, sigur că da. Păi da, dumneavoastră știți ce echipă a lucrat la proiectul Constituției. Deci nu s-a pornit de la o foaie albă, s-a studiat toate Constituțiile care astăzi există în Europa, s-a luat cele mai bune mecanisme care există, s-au ajustat la realitățile care sunt în Republica Moldova și în 2 luni de zile l-am pus la discuție. Dar dumneavoastră vedeți că nici nu ați vrut în Parlament, cel puțin măcar să vă uitați în el, ca să porniți o discuție, ca să discuți. E bine sau nu e bine? Pentru că, deci, în afară de reformarea sistemului judecătoresc, procuraturii, curții constituționale și alte, sunt multe lucruri, inclusiv în organizarea și funcționarea Parlamentului, noutăți care astăzi nu sunt și este foarte bine să fie în Constituție, inclusiv funcția președintelui. Da? Avem o serie de noi articole care lărgesc sfera drepturilor și libertăților fundamentale a cetățenilor. Deci, de ce nu? De ce nu am putea, după atâția ani de zile, să avem o Constituție nouă? Cu atât mai mult că dacă noi ne-am pus scopul aderării la Uniunea Europeană și atunci avem o serie de standarde europene care trebuie să racordăm legislația noastră la aceste standarde, de ce să nu pornim să batem niște piloni în Constituție și de acolo să pornim dezvoltarea normelor constituționale prin un set de legi pe toate absolut domeniile
deci vieții publice din Republica Moldova. Eu consider că aceasta este o chestie foarte avantajoasă și ne-ar scuti deci, de timp cheltuit în zadar pe o perioadă foarte lungă de timp. Domnule Băieșu, aveți un comentariu. Da, eu doresc să spun că Partidul Democrat susține o reformă constituțională amplă. Într-adevăr, Constituția din 94 deja trebuie să fie ajustată la noile realități, dar considerăm că elaborarea și adoptarea unei noi Constituții necesită mult mai mult timp. De a forma un schelet a Constituției este una, fie chiar și la elaborarea acestui proiect au participat într-adevăr, cei mai buni specialiști în domeniul dreptului constituțional, tot respectul în fața lor, dar totuși adoptarea unei noi Constituții necesită, în afară de lucrul în birouri, necesită consultare cu societatea civilă, necesită expertiza organismelor internaționale, iar acesta este un lucru de durată, care va dura probabil că un an, un an jumate, poate chiar doi, dar nici de cum două, trei luni. Mulțumesc, domnule Godea, aveți dreptul la un comentariu și o întrebare pentru domnul Popa. Am să fac un comentariu, eu am zis că nu o să pun întrebări astăzi. La aceeași problemă cu proiectul noii Constituții. Partidul Liberal Democrat susține de asemenea necesitatea elaborării unei noi Constituții sau unei reforme constituționale. Eu ziceam în toiul discuțiilor de atunci privind noua Constituție că Constituția din 1994 creează impresia că au scris-o patru juriști și nimeni nu s-a uitat ce a scris celălalt. Atâtea probleme, atâtea lacune are Constituția noastră, din păcate. Dar nu cred că a fost posibil și timpul a arătat că nu a fost posibil să elaborezi și să adopți o nouă Constituție într-o perioadă atât de instabilă din punct de vedere politic. Ori legea supremă rămâne legea supremă, ea este legea fundamentală a țării și ea trebuie ticluită cu foarte mare grijă și într-o situație de stabilitate politică. După alegeri o să avem, să dea Dumnezeu această stabilitate și ne putem apuca să discutăm un nou proiect de Constituție. Cum comentați observațiile făcute de domnul Godea? Haideți să ajungem, să vedem Parlamentul constituit, să vedem o alianță democratică constituită și cred aveți că... Aveți dubii, domn profesor? Nu am dubii, dar nu vreau să... anticipez. Deci, și atunci să pornim niște discuții pe această problemă care inevitabil va reveni în ordinea de zi a Parlamentului, pentru că încă o dată vă spun, cu jumătăți de măsură noi nu o să putem face nimic. Deci, la fiecare problemă care o să încercăm să reformăm o instanță judecătorească sau să reformăm procuratura sau să facem procurorii magistrați. Or să fie probleme și discuții și unul deputat, doi, trei au votat împotriva proiectului de lege cu lichidarea sau mai mult, nu știu, cât și proiectul nu a mers. Poftim. Mai aveți un minut, domnule Popa. O minut de a solicita. Să răspundeți la întrebările pe care le-a... Comentariile făcute de domnul Godea. Poate să împărțim timpul așa. Deci și dumneavoastră, domnule Godea, aveți un minut. Haideți să vedem cum le împărțim. Eu nu știu de ce domnul Popa crede că ceea ce propune Partidul Liberal Democrat sunt așa bucăți din canva și noi nu vedem reforma strategică. Pentru că proiectul unei noi Constituții nu scutește de discuții pe fiecare domeniu. Puneți bazele și principiile acolo, dar procurorii oricum va trebui făcuți magistrați, domnul Popa. Oricum va trebui să implementăm un mecanism real privind distribuirea dosarelor. Multe alte lucruri pe care le avem de făcut în justiție pentru a elimina mobilul corupției de acolo sau a prezerva cumva actul justiției de flagelul corupției. Pentru că ceea ce s-a încercat în acest an, din punctul nostru de vedere, nu a fost jumătăți de măsură. Au fost domenii identificate spre asanare și s-a mers
foarte clar pe aceste domenii, celelalte urmând. Domnule Popa, un minut pentru comentarii. Nu putem înțelege. Iată, dumneavoastră a zis că trebuie să facem din procurori magistrați. Dar cum o să-i scoateți de sub influența politicului? Atât timp cât în Constituție scrie că candidatura procurorului general este propusă de președintele Parlamentului spre aprobare de Parlament, da? Pentru că, iar noi în Constituție, în proiectul Constituției, am scris că candidatura procurorului general este propusă de Camera Procurorilor în Consiliul Superior al Magistraturii. Poftim? Hotărârea problemei, fără reformă constituțională. Nu, nu că, deci asta face ca procuratura să fie politizată, să fie sub influența politicului. Este suficient ca să-i dăm această împuternicire Camerei Procurorilor în Consiliul Superior al Magistraturii, situația puțin se va schimba. Dar pentru asta este necesar o modificare constituțională. Noi ne-am înțeles asupra reformei constituționale. Păi ne-am înțeles, da. Da. Ok, vă mulțumesc. Domnule Băieșu, o întrebare pentru domnul Godea. Eu nu aș vrea să pun o întrebare domnului Godea, aș vrea doar să aduc câteva comentarii și precizări și eu la subiectul discutat de colegii mei referitor la ridicarea imunității deputaților și judecătorilor. Eu personal probabil că aș vota în Parlament pentru ridicarea acestor imunități, dar părerea mea este că aceasta nu ar fi o panacee și nu ar aduce la eradicarea corupției în sistemul judecătoresc, la fel ca și la afirmarea integrității deputaților în Parlament. Și aici vreau să fac o precizare că imunitatea deputaților, la fel ca și a judecătorilor, nu înseamnă că ei sunt scutiți de răspundere. Acest lucru presupune doar că în privința lor este prevăzută o procedură specială și deputații pot fi atrași la răspundere ca și judecătorilor, dar pentru deputați este nevoie de avizul Comisiei Juridice Numiri și Imunități, iar pentru judecători, vă rog, domnule Godea, organul respectiv. Ce spuneți? Care sunt comentariile noastre? De ce ar trebui să creăm bariere în calea tragerii răspunderilor la deputaților, de exemplu? Ei sunt oameni obișnuiți. Ei au mai mare responsabilitate pentru că sunt aleși de cetățeni. Și ei primii ar trebui să renunțe la fel de scuturi care legislația le-a construit în jurul lor. Pentru că nu este suficient doar avizul Comisiei Juridice, domnul Băieșu, dar și hotărârea Parlamentului. Evident. Păi și atunci, dacă în comisie lucrurile pot fi trecute mai ușor, nu știu, au fost puține cazuri când plenul Parlamentului a luat o decizie de ridicare a imunității parlamentare. Puține, dar au fost. Eu aș vrea să vă spun o întrebare. Dar cum credeți dumneavoastră independența parlamentarului dacă deja ești pasibil de a fi reținut și închis 72 de ore pentru o bănuială care poate după aceea nici nu se confirme? Da? Și cine? Fracțiunea parlamentară se va duce la procurorul general, va cere explicații, chestii. Dar ce fac oare deputații din țările Uniunii Europene, domnule? Păi dar nu, că există imunitate. Ce fac deputații? Nu, ce fac deputații din țările Baltice? Există imunitate și acolo, numai că noi o înțelegem altfel. Înțelegeți? Imunitatea, asta înseamnă independență. Independență fără protecție înseamnă că nu mai este independență. Ești supus atacurilor atât din interior, cât și din exterior. Și atunci trebuie să ne gândim la altă sistemă care să protejăm. Haideți să facem în felul următor. Să lăsăm imunitatea deputaților, îi alegem pe viață și îi facem în general inamovibili. Doamne ferește, cineva să... Nu, că nu despre asta vorbim. Vorbim despre altceva. Formele de protecție pentru ca să asiguri o adevărată independență a deputatului, pentru ca el se simte liber în luarea deciziilor. Și nu sub influența, presiuni poate să fie extrem de multe, de la propriul partid, de la guvern. Hai să lăsăm pe domnul Godea, pentru că este minutul lui oricum. Da, bine. Nu, eu nu sunt de acord cu această abordare. Pentru că independența deputatului nu ține de imunitate. Deputatul are o serie de drepturi, reglementate foarte clar și în Constituție și în legislația națională. Deci nu ține neapărat de imunitate ceea ce vrea să spună deputatul la tribună sau ceea ce vrea să promoveze sub formă de proiecte de legi, hotărâri și așa mai departe. Pentru că dacă ne gândim cumva
că, uite, vezi, Doamne, fără imunitate, deputatul rămâne vulnerabil, păi atunci la decizia omului. Dacă se teme de... Spuneți-mi, n-ar fi mai bine să avem o lege în care să stabilim ce e asta corupție politică? Imediat revenim și vă oferim dreptul la replică, domnule Popa, să ascultăm replica acum a domnului Băieșu, pentru că dumneavoastră a spus întrebarea. Sunteți de acord cu răspunsul pe care l-a oferit domnule Godea? Nu întru totul sunt de acord, fiindcă, în primul rând, imunitatea deputaților și imunitatea judecătorilor nu a fost inventată în Republica Moldova. Totuși este o practică internațională, există imunitatea deputaților în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, de exemplu, dar și în multe alte țări deputații au imunitate, la fel ca și judecătorii. Această imunitate, repet, nu este o absolvire de răspundere. Deci în caz când un deputat sau un judecător a comis o infracțiune, se pornește dosar penal și urmează procedura respectivă de ridicare a imunității pentru ca persoana să poată fi arestată, reținută, percheziționată și dosarul să fie trimis în judecat. Deci numai pentru aceasta este necesar ridicarea imunității. În rest, dosarul penal este pornit și ancheta este urmată. Deci sunt alte căi de luptă contra corupției în justiție, nu ridicarea imunității este cea mai eficientă. Vă mulțumesc, domnule Băieșu. Domnule Popa, aveți o întrebare pentru domnul Băieșu? Eu am rămas la jumătate de cuvânt. Păi, puteți folosi acum. Da, am rămas la jumătate de cuvânt în polemica cu domnul Gorec. Am spus, nu mai bine să avem o lege care să stabilească ce este corupție politică, ce este corupție electorală. Și apropo de corupție electorală, pachete cu semințe, kilogram de orez să pun, aceasta nu este o formă de corupere a alegătorilor. Despre ce vorbim? Haideți să stabilim în lege, că noi nu avem în codul penal. Dar cine neagă necesitatea unei acestei legi și cum se leagă ea cu imunitatea deputaților? Păi nu, că atunci, deci să nu înțeleagă alegătorii că în Parlament vor fi cei mai corupți. Am venit să le scoatem imunitatea. Atunci alegătorii îndrept să înțeleagă ce au ales ei. Da? Dar haideți să stabilim mai bine un comportament pe care trebuie să-l urmeze cei din Parlament. Da? Și atunci o să fie totul clar și normal. Deci. Domnul Popa, și acum legislația prevede un comportament care trebuie să-l urmeze deputații. Întrebarea este, urmează ei acest comportament? Și răspunsul vine din partea domnului Băieșu. Există astfel de lege acum care să stabilească comportamentul viitorilor deputați? Da, există lege care stabilesc comportamentul concurenților electorali în procesul campaniei electorale. Este codul electoral. Dar nimic nu este perfect. Chiar recent au fost introduse o serie de modificări în acest cod electoral, dar totuși rămân încă probleme nerezolvate, chiar și problema pe care a abordat-o domnul Victor Popa în privința coruperii alegătorilor. Am descoperit că, de fapt, pedeapsă nu este nici penală, nici chiar administrativă în legislația noastră, în ceea ce privește corupția alegătorilor. Desigur că aceasta este o lacună importantă care trebuie să fie înlăturată. Deci, domnule Popa, este că avem o lege. De ce trebuie să mai facem alta? Nu avem. N-ar fi mai bine să o facem să funcționeze pe aceasta? Că noi, Partidul Liberal, o să venim cu un proiect de lege privind prevenirea și combaterea corupției, în care o să stabilim cu claritate toate formele de corupție care există. Așa? Pentru că astăzi, poftim, deja am zis, corupție electorală, nu există responsabilitate pentru așa ceva, responsabilitate penală. Da? Și atunci va fi clar de unde pornește corupția, cum poate fi prevenită corupția, așa mai departe. Tot se poate de stabilit. Iar eu nu zic, putem să scoatem imunitatea, dar oricum în loc de imunitate trebuie să fie un sistem de protecție a libertății deputatului în exercitarea mandatului. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Acestea au fost dezbaterile la Publica TV de la ora 8. În câteva minute urmează știrile la Publica TV, după care o dezbatere pe marginea problemelor din această campanie și celor ce se promite pentru următorii 4 ani de guvernare. Rămâneți alături de noi, Fabrica, în jumătate de oră.